Colegiul Național Traian beneficiază în acest moment de un sistem de încălzire modern și eficient, asta după ce în anii trecuți au existat mai multe întreruperi de agent termic. Au fost achiziționate 8 centrale pe gaz. Este prima instituție de învățământ care beneficiază de independența energetică. Această investiție a fost realizată cu ajutorul primăriei municipiului Drobeta-Turnu-Severin. Dacă din punct de vedere economic și tehnic acoperim întreg liceul și dacă prețurile raportate la agentul termic sunt mai mici, pentru că pentru asta am făcut... Domnul primar, investiția a fost făcută numai pentru încălzire. Încălzire, da. Da. Păi, ulterior, doamna directoare ne-a cerut voie dacă putem prepara și apă caldă menajeră. Vom face și acest lucru. Deci, bun, capacitatea instalată ajunge pentru ambele, sigur. Bun, sigur. Căldura mă interesează. Da. Rentează din punct de vedere economic? Sigur că rentează, domnule. Da. Sigur că rentează. E foarte simplu. Nu-i trebuie supraveghere, nu-i trebuie nimic. Majoritatea școlilor din Drobeta-Turnu-Severin sunt legate la sistemul de încălzire al orașului. Astfel, pentru a evita întreruperile de termoficare, primăria municipiului dorește ca toate unitățile de învățământ să dispună de centrale proprii. Colegiul Național Traian este prima instituție de învățământ în cadrul cărei au fost achiziționate deja 8 centrale pe gaz. Din mai multe motive am propus acest lucru. În primul rând, vă spun sincer, pentru economie, dar în același timp și pentru libertatea de mișcare, în sensul în care, cel puțin în anii trecuți, acum vorbim totuși de un alt scenariu, o altă viață a unităților școlare, în anii trecuți, și dacă se oprea în oraș, se oprea și la școli, și am avut probleme chiar cu liceul Traian, fiind o clădire mare, o clădire istorică, s-a oprit în oraș, s-a oprit și la liceu, nu mai erau, aveam probleme cu, nu se puteau desfășura orele și atunci am vrut o independență a unităților școlare. Liceul Traian fiind aproape de rețeaua de gaze, trecând pe la poarta liceului, am început cu liceul Traian și în acest moment vă pot spune că lucrurile sunt așa cum le-am gândit noi atunci când am demarat această investiție. Independență energetică a liceului Traian, închide, deschide rețeaua de termoficare pe această centrală. Momentul în care copiii pleacă în vacanță, se poate închide, funcționează doar o mică parte să nu înghețe caloriferele, deci o economie foarte bună. Se întâmplă ceva în oraș, aici este independență totală, deci din punctul nostru de vedere toate școlile, liceele trebuie să funcționeze așa. Mai mult decât atât, și noi primăria, pentru că noi le plătim utilitățile, avem de câștigat prin faptul că ne scade factura pe care trebuie să o plătim pentru asigurarea termoficării unităților școlare. Așa vom face în tot orașul, așteptăm doar ca cei care extind rețeaua de gaze să ajungă la școli, la licee. Pentru anul viitor vrem să prindem pe buget cât mai multe unități școlare cu rețea proprie, cu centrală proprie. În anii trecuți, Colegiul Național Traian a întâmpinat mai multe întreruperi de termoficare, fiind astfel afectat. Acum beneficiază de centrale pe gaz, fiind asigurată independența energetică pe toată suprafața clădirii. Conducerea instituției de învățământ este mulțumită de această investiție care va crește cu siguranță confortul termic. Colegiul Național Traian avea nevoie de un sistem de încălzire modern și eficient. De aceea mulțumim autorităților locale pentru investiția aprobată. Cu siguranță confortul termic va crește și independența energetică, așa cum spunea și domnul primar, adică vom beneficia de căldură atunci când va fi nevoie și cât timp va fi nevoie, iar costurile vor fi incomparabil mai mici. Unitatea de învățământ beneficiază acum de independență energetică, iar pe lângă alte beneficii, dispunerea de centrale proprii va reduce considerabil și cheltuielile.